Bună! Mă numesc Paula și vreau să vă povestesc puțin din experiența mea extrem de dureroasă, în speranța că veți avea și voi ceva de învățat. Și nu veți cădea în plasa unui bărbat toxic așa cum am făcut-o eu. Fostul meu iubit a cauzat pierderea copilului pe care urma să-l avem împreună. Și deși s-a făcut dreptate, durerea încă a rămas. Eu am crescut împreună cu Valeriu. Am fost împreună la aceeași școală, locuiam în același cartier și mereu am fost prieteni. Prin clasa 10 am început să am niște sentimente față de el. Însă pe atunci era într-o relație cu o fată pe care și eu o cunoșteam, așa că am ales să stau departe. Cam 2 ani au trecut de atunci. El era singur, eu singură și ieșeam mult împreună. Așa am ajuns să formăm un cuplu. La început totul a fost perfect. Cum noi doi ne cunoșteam încă de mici, nu avea ce să meargă prost. De la primul sărut am simțit că este bărbatul vieții mele și că vreau să îmbătrânesc cu el. Așa că relația noastră a evoluat și am ajuns să ne mutăm împreună. Eram doi tineri extrem de fericiți. Aveam tot viitorul în față și ne făceam multe planuri în legătură cu familia pe care urma să o formăm. La un moment dat, ceva s-a întâmplat în familia lui. Tatăl său a fost lovit de o boală urâtă și sora lui punea presiune pe el să-i dea o casă pe care o avea. Oricum, treaba era extrem de complicată și Valeriu era mereu cu nervii la pământ. Eu încercam să-i fiu alături pe cât de mult puteam, însă de fiecare dată când încercam să vorbesc cu cineva din familia lui, eram dată la o parte zicându-mi că eu nu fac parte și nu trebuie să mă bag. Așa că am rămas pe margine, cumva privind cum iubitul meu trece prin momente groaznice. Între timp, sora iubitului meu începea să complice lucrurile, fiindcă ea era prietenă bună cu o fostă de-a lui și o tot băga în față. Dacă eu nu aveam voie să mă bag în familia lor, deși eram într-o relație stabilă cu el, acea fată avea acest drept și asta mă deranja teribil. Din acel moment au început tot felul de certuri între mine și Valeriu, fiindcă mă enervau maxim că nu părea să facă nimic în privința asta și își lăsa sora să facă ce vrea. Și până la urmă am decis să vorbesc eu cu ea. Și credeți-mă că am încercat pe cât posibil să ajung la o înțelegere și să purtăm o conversație cât mai civilizată. Însă nu s-a putut. Uite, nu vreau să mă cer cu tine. Vă respect familia foarte mult, dar te rog din suflet să mă respect și tu pe mine și să respecti relația pe care o am cu fratele tău. M-am săturat să dau de acea fată peste tot. Sunt femeie și văd clar ce intenții are și mă neliniștește teribil să văd că tu o susții, deși știi că fratele tău e cu mine. Poftim? M-a acuz pe mine de ceva? Mie nu-mi pasă de relația ta cu Valeriu. De mine să faceți ce vreți. Iar Lara e prietena mea. Dacă ea vrea să vină cu mine când mă întâlnesc cu fratele meu, care e problema ta? Hai, las odată prostiile și vezi-ți de treabă. Dacă te iubește, nu o să facă nimic. Se vede că ai probleme cu gelozia. Dar nu e vorba de gelozie, e vorba că se întrec niște limite. Aseară l-ai chemat la tine că ai nu știu ce probleme și era și Lara. L-ați făcut să stea toată noaptea lângă voi. Și de câte am înțeles, tu ți-ai cam văzut de treabă și l-ai lăsat singur cu ea. Eu am încredere în el, dar nu am încredere în tine și în acea fată. Nu știu, dar pare că încercați voi ceva cu el. Sau mă rog, ea încearcă și tu ajuți. Doamne, ce-ți trece prin minte? Hai, lasă-mă în pace că nu am ce discuta cu tine. Și sincer zic, dacă fratele meu ar alege să fie din nou cu Lara, eu aș fi cea mai fericită. Tu clar nu-l meriți, e prea bun pentru tine. Nu puteam să vorbesc cu ea, dar măcar mi-am dat seama de intențiile ei. Și era un început. Am încercat să discut cu Valeriu despre asta. Însă în ultimul timp devenise din ce în ce mai nervos și nu mai suporta să-i spun nimic. Erau zile când efectiv nu vorbeam, deși stăteam în aceeași casă. A fost foarte greu. Eu începusem să mă simt rău și să am tot felul de simptome. Atunci mi-am dat seama că s-ar putea să fiu însărcinată și mi-am făcut testul. Testul a ieșit pozitiv. Am mers și la medic să mă asigur și da, așteptam un copil cu Valeriu. Doar că relația noastră era într-o stare destul de proastă și totul se schimbase cumva peste noapte. Așa că neștiind ce să fac, am sunat-o pe mama să-mi dea un sfat. Ea vine mai matură ca mine și aveam încredere în ce spunea. Eu zic să nu te panichezi. Da, un copil în situația asta este greu, dar sunt sigură că până la urmă veți ajunge să vă înțelegeți.
trebuie și tu să-ți dai seama că trece și el, săracul, printr-o perioadă dificilă și de aia se comportă așa. Îl cunoști din copilărie, categoric își va reveni. Doar știi ce fel de om este. Da, dar mi-e frică că fosta lui iubită-i tot dă târcoale și sora lui se bagă între noi. Nici nu știu când ar fi momentul perfect să-i spun. Tot am încercat, dar nu e seară să nu vină nervos acasă. Și categoric nu pot în acel moment să-i dau o veste precum asta. Așa este, dar eu zic să-ți înfrunți teama. Și să-i spui, poate cine știe. Tocmai chestia asta îl va aduce înapoi la normal și îl va calma. Ai încercat totuși cu sora lui să vorbești? Să-i spui că e urât ce face? Poate după ce află că va fi mătuș, va înceta cu prostiile astea. Am încercat, dar mereu mi-a spus că nu mă suportă și că eu nu fac parte din familia lor. E o fată tare irascibilă. Ea se poartă frumos doar cu prietenii ei. Și sincer vorbind, nici eu nu o plac, dar încerc să o tolerez pentru el. Am ascultat-o pe mama și i-am spus lui Valeriu că vom avea un copil. Nu mă așteptam să se arunce pe jos de fericire, dar nici nu-mi imaginam când va spune că nu vrea copilul. Da, Valeriu mi-a zis clar că el nu-și dorește copilul și să fac ceva în privința asta. Eu nu puteam să renunț la copilul meu, așa că situația a luat o altă întorsătură și am ajuns să ne certăm zi de zi, el să facă scandal și mai rău să vină beat acasă. Era o teroare pentru mine. Nu-l mai recunoșteam. Între timp am aflat și că sora lui avea grijă să-i bage tot felul de prostii în cap, cum că nu ar fi copilul lui și el era exasperat din toate părțile. La un moment dat ne-am certat atât de urât încât mi-a dat o palmă. Era pentru prima oară. Valeriu nu a mai fost niciodată violent cu mine, însă când și-a dat seama ce a făcut și-a cerut iertare și eu ca proasta l-am iertat, crezând că e prima și ultima oară, dar nu a fost. Într-o seară a venit beat acasă și a început să-mi reproșeze tot felul de chestii pe care le auzise de la sora lui. Atunci m-am enervat și i-am zis câteva. Și de acolo a început să dea în mine. M-a lovit până am rămas lată pe podea și a plecat. Eu am apucat să o sun pe mama și să o chem să mă ajute. Evident, m-a dus direct la spital și acolo am aflat că am pierdut copilul. A fost groaznic pentru mine. Trebuie să faci ceva, nu poți să lași lucrurile așa. Eu înțeleg că-l iubești, dar nu ai cum să te mai întorci la acel om. E un criminal. După ce îți revii, vreau să mergem amândouă la poliție și să depui declarație. Sau știi ce? Cel mai bine ar fi să chem direct aici, să vadă în ce stare ești. Și te rog mult să nu te împotrivești. Stai liniștită, mamă, că sunt mai sigură ca niciodată că vreau să plătească. Eu îl iubeam pe omul pe care îl știam, pe omul blând cu suflet bun, nu pe ăsta care îl vedem acum. Niciodată nu aș putea iubi un asemenea bărbat. Merită să plătească pentru tot ce a făcut. Așa te vreau. Și uite, nu voiam să zic, fiindcă nu știam dacă e adevărat sau nu, dar mie o prietenă mi-a zis că l-a văzut cu altă femeie acum câteva zile și erau destul de apropiați. Nu mă mai miră nimic. Sunt sigură că de asta nici nu voia copilul. Regret că am avut încredere în el și că l-am iubit, dar asta e, viața merge înainte. Valeriu a plătit pentru ce a făcut, deși nu suficient din punctul meu de vedere. Însă vreau să vă rog să aveți mare grijă cu ce persoană vreți să vă întemeiați o familie. Nu vă aruncați într-o relație dacă simțiți că nu cunoaște suficient de bine persoana de lângă.